Având în vedere că în ultima perioadă au existat speculații în ceea ce privește corectitudinea regulilor de comportare la cutremur popularizate de inspectoratele pentru situații de urgență în școlile din toată țara și pentru că pe unele canale media diverse persoane oferă sfaturi populației pentru aceste situații, Inspectoratul General a emis o precizare conform căreia aceste reguli sunt corecte în comparație cu cele popularizate în alte state din lume. În această perioadă, colegii de la Inspectoratul General au emis o precizare conform căreia aceste reguli sunt cu adevărat corecte și sunt testate în acest sens, iar cele destul de popularizate mai nou pe canalele media sau pe internet au fost demonstrate ca nefiind viabile în caz de cutremur. Iată câteva din normele pe care pompierii le fac cunoscute elevilor din școli. Indiferent unde se află o persoană în momentul producerii cutremurului, trebuie să se adăpostească imediat într-un loc sigur și să rămână calm până la încetarea mișcării seismice. Dacă suntem în interiorul unei clădiri, rămânem pe loc, nu încercăm să ieșim afară și nu mergem pe balcon. Ne adăpostim sub o masă, un birou sau o piesă solidă de mobilier și ne ținem bine de acestea. Dacă suntem pe un hol, ne așezăm în poziție ghemuit lângă un perete interior, ne protejăm capul și fața, ne îndepărtăm de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile înalte și aparate de iluminat. Dacă suntem într-un loc public, ne adăpostim în locuri aflate la distanță de ferestre ori de obiecte grele. Dacă suntem în exteriorul unei clădiri, ne adăpostim într-un loc sigur, departe de ferestre, clădiri, poduri, cabluri electrice sau stâlpi. Stăm la cel puțin 10 metri de cablurile electrice rupte sau căzute. În ultima vreme, în baza protocolului încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul de Interne, în școală au avut loc o serie de acțiuni în cadrul cărora specialiștii ISU au stat de vorbă cu elevii și le-au spus ce să facă în caz de cutremur, cum să se comporte și să nu intre în panică. Pe parcursul a 3 zile, aceste acțiuni s-au desfășurat în același timp în toată țara la aceeași oră și au fost testate regulile de comportare la cutremur. Acest lucru s-a întâmplat și în școlile din județul și municipiul Giurgiu. Au participat peste 33.000 de elevi și peste 2.000 de cadre didactice. În prima zi au fost învățați de către specialiștii inspectorat pentru situații de urgență care sunt modalitățile, care sunt aceste reguli de comportare. În cea de-a doua zi s-a trecut practic la punerea în aplicare a acestor reguli, iar în cea de-a treia zi au fost trase concluziile activității. Reprezentanții ISU Giurgiu spun că aceste activități au avut un răspuns pozitiv. Elevii giurgiuveni au înțeles și reținut aceste reguli, iar dascălii s-au implicat cu toate forțele pentru ca elevii să înțeleagă și să știe ce au de făcut în caz de cutremur. Săptămâna aceasta, specialiștii din cadrul ISU Giurgiu vor participa la activității de simulare a regulilor de comportare la cutremur în școlile din localitățile Vărăști și Buturugeni.